salutare, vă băieți, bine ați venit la un nou episod, din nou pe cameră. Din păcate am ieșit la detecție de câteva ori și nu am găsit nimic notabil să vă pot arăta, deci de la detecție nu am ce să vă arăt. Afară plouă momentan, e duminică și am zis să încercăm să ne jucăm cu chestii ce avem prin casă. Astăzi o să încerc pentru prima dată să facem dintr-o bucată din asta de cuarțit un fel de cremene, așa mai popular, dar cremenele poate să fie mai multe tipuri de astea de minerale, așa. Ăsta e o bucată de cuarțit, cum ziceam. Are câteva fațete, încerc să-l șlefuiesc un pic, să-i dau o strălucire frumoasă și să facem din el, să-i adaug și o montură și să facem din el ceva de agățat, un breloc, ceva lucra manual care să te uiți cu plăcere la el. Țineți aproape, o să vă arăt ce unelte voi folosi. O să fie mai mult manual, majoritatea chestiilor le aveți și voi prin casă, așa că țineți aproape. Ok, bun, deci voiam să vă arăt piatra asta de cuarțit. Așa, ea este translucidă, la lumină se vede prin ea, deci este ce trebuie. O să încercăm să facem câteva fațete, deci una va fi asta, de colo până acolo, una așa, partea asta va fi de colo până acolo, că e deja dreaptă, asta va fi o fațetă, încă una, încă una, asta va veni la drept. Și cam asta ar fi, după care, după ce voi face acele fațete, voi încerca să-i dau un polish și să vedem cu ce ne alegem. Ar trebui să fie mai translucidă și mai frumoasă. Vom mai avea nevoie la sfârșit de un tub să facem o montură. Uite, un tub tras găsit la detecție, foarte urât, să sperăm că îl vom face lucios și să ne ajute, dar asta la momentul potrivit, dacă reușim să facem piatra să ne iasă așa cum dorim. Doar voiam să vă arăt, uite, o piatră găsită ieri în parcare în timp ce mergeam cu cățelul, o piatră care era albă pur și simplu. I-am dat un poli și uite cum a ieșit. Eu zic că e foarte frumoasă. De asta m-a luat un pic, hai să încerc să mai fac câte ceva. Na, lucru manual prin casă când nu ai ce face. Uite cât de frumoasă a ieșit. Știi cum e la atingere? Deci că e de sticlă. Haideți să vă arăt și ce voi folosi astăzi. Deci, cel mai important, o filetantă din asta de mână. După care o să avem în această trusă, o să folosim chestiile astea de aici, uite, astea sunt cu cap diamantat și va trebui să dăm câteva găuri și să luăm din surplusul de carne a pietrei ca să meargă mai bine. Poate voi încerca să folosesc și pietrele astea, dar nu știu dacă va funcționa la tipul ăsta de piatră care e foarte dur. O să încerc cumva și cu jmirghiul ăsta foarte, de granulație foarte mare. Bun. Când vom da forma finală a pietrei, cel mai important pentru polish și pentru polish vom folosi aceste jmirgheluri. Așa, după cum vedeți, am folosit ieri pe piatra aia rotundă pe care v-am arătat-o mai devreme. Deci ele sunt de granulații, cea mai fină este 2000, așa. Iar cea mai groasă, ca să zic așa, este de 280. Deci astea le se vor folosi la sfârșit. Chestia asta o să dureze foarte mult. Bineînțeles că nu vă voi arăta. Voi arăta așa când voi să vă vedea un progres vizibil, astfel încât să nu vă plictisez. Mulțumesc și țineți aproape. Ok, primul lucru pe care îl vom face este să dăm un fel de gaură în piatră, sper să nu se spargă, e destul de fragil acolo. Și să vedem ce iese. Bun, prima dată o să folosim capul ăsta diamantat ascuțit și să vedem ce rezultate, dacă nu o să trecem la altul.
Bun, aproape nimic. Încercăm cu altceva. Cred că asta merge. Bun, acum o să încercăm să luăm excesul de material, așa grosso modo, de pe cu capul acesta, după care urmăm să folosim șmirgelul. E să facem pe toate părțile un fel de plan drept, așa, știi? Ca să, atunci când polișăm, să fie uniform. Durează, dar sperăm să iasă bine. Ok, eu zic să încep așa cu ea și să vedem după aceea, să vedem ce iese în afară și unde mai o să mai ajustez, în regulă. Am observat că dacă pui o chestie din asta moale peste, deci când iei la șmirghel, poți să iei și la, deci, și la colțurile unde în normal n-ar ajunge și este mai bine. Deci o să încep un pic cu șmirghelul care este mai abraziv, după care o să încep și cu alea mai fine. Nu o să vă țin, o să trec peste ele, doar o să vă arăt progresul, așa cum ziceam. Chiar nu e rău, fraților, ies fețele astea foarte bine, numai că n-a reușit să dau o gaură în ea, s-a rupt chestia aia, dacă se vede înăuntru, deci e foarte dur, o să vedem la sfârșit ce soluție găsesc, dacă nu măcar s-o polișăm să apară frumoasă. Hei, un pic de progres, spălat-o un pic, să se vadă mai bine, uite aici aveam dubii. Am început să scot un pic de fațete. Aici avem una, aici avem una. Asta e în lucru. Aici am scos un pic, mai e. Aici ar trebui să mai scot una. Asta e făcută. Așa, nu e rău. Problema e că am cam rămas fără șmirghel din ăsta care trebuie folosit ca să iau din carne cel mai mult. Mai am doar una și sper să-mi ajungă, dacă nu, nu știu ce voi face. Dau o fugă până la Dedeman și iau altele. Dar să sperăm că ne vom descurca. Ea încă e, deci rămâneți aproape, încă e stare brută, deci acum doar să ia practic, să aduce la formă, ca să zic așa. Hai bă, băieți, că am fost până la, a rămas fără de ăsta, fără șmirghel, de ăla de 280. 180 și 220 parcă, și am dat o fugă până la Dedeman rapid așa, am luat și acum sunt gata de treabă, fără întreruperi, fără nimica. Până acum merge bine, singura chestie, reamintesc că n-a reușit să dau gaurea, mi s-a rupt capul la diamantat fix în piatra aia și să vedem cum va ieși. Un mic update aici. Piatra arată foarte bine, începe să capete așa un pic de fațetele alea, adică să le fac în muchii. Nu mă las prea în serios, adică cu asta. E doar așa un hobby, duminică după amiaza, un șpriț, afară plouă și ce să facem? Îi dăm înainte, plecat. Avem o muche gata. Asta e aproape gata. Altă muche aici care este ok. Asta este foarte frumoasă, bună.
asta mai am de lucrat, dar sunt pe acolo. Asta e greșit, ai mâncat aici, adică așa a fost piatra, trebuie să ajung ca să nu se mai vadă caria asta aici. Trebuie să ajung, vedeți, să ajung să o iau în ras și pe asta, chiar dacă se micșorează, nu-i problemă. Aici am vrut să fac o muche să vină așa, de colo până acolo, dar aș lua prea mult în piatră, așa că am ales să fac una așa și una așa. Asta este făcută. De asemenea și asta cât de cât. Ideea e să am, aș vrea să am colțuri muchi, adică să nu fie rotunjit, să văd și dacă reușesc. Acum am materiale, asta nu arată bine deloc, mai am mult de lucrat la ea. Ca și am adus-o oarecum la nivel, dacă vă amintiți cum era înainte, era destul de greșit. Asta nu este la, încă mai am de lucrat la ea, nu e încă la, e foarte fină de fapt deja, dar uite aici mai am de lucrat, deci n-am ajuns pe jumate. Cam asta e update-ul. Îi dau înainte. Deja mie îmi place, chiar dacă are carile astea aici. O să mă ajute ăsta diamantat, pentru că e foarte greu să iau o muche foarte mică și e foarte greu să ajung la chestia aia. La caria aia, ca să zic așa. Gata, acum o să o iau direct din nou la șmirghel. Am mai luat un pic, simțeam că nu ajung acolo și mă enerva, dar i-am făcut, cred că măcar o pornire. Să mai iau un pic din negreala asta de aici, așteptați un pic. Un mic update. Am încercat la început să fac muchile drepte, un fel de diamantat așa, în fațete. Însă, ca să ajung aici, deci ca să scot negreala asta, deci e piatră obișnuită, trebuie să iau încă un milimetru cel puțin sau chiar mai mult din carne și o să încerc, fiindcă ea are pe partea asta și pe partea asta cel mai mult mizerie de asta care n-aș vrea să rămână, o să încerc să iau pe colț așa, deci partea asta să o iau și partea asta. Și să rămân cu mai puțin. Aici e burghiul ăla care mi-a rămas înăuntru. Hai să zicem că nu mai am mult la ea, însă are chestiile astea, nodurile astea înăuntru, care nu prea îmi plac și aș vrea să mai încerc să le iau și să vedem dacă reușesc.
Gata, dragilor. Să zicem că sunt mulțumit la cum arată piatra din punct de vedere al dimensiunii. Acum o să trecem la șlefuirea propriu-zisă, și anume cu jmirghelul ăla de finețe. Până acum, practic, am luat din carnea pietrei. A ieșit cu totul altceva, dar na, prima pietricică șlefuită, și eu cred că este destul de bine, o s-o păstrez. Deci vom începe cu șlefuitul fin, vom începe cu 280, după care 320, 1000 și sfârșit cu 2000, parcă asta. Da, cu 2000. Se vede, da? Bun. Hai că începem. Gata, bă, băieți. Așteptarea a luat sfârșit. M-am chinuit ceva. Cred că am vreo câteva 5-6 ore, mă dor mâinile foarte tare. O să-mi iau, cred că pe viitor, o mașină din aia, de fapt un disc, la care se pun toate foile alea de șmirghel și doar ții piatra și o ajustez tu așa. O să-mi iau, pentru că am observat că îmi place foarte tare, nu știu când, curând, probabil. Adică mi-aș lua probabil că și mâine, dar ideea e că la mine să sun la bloc ăla, că am face zgomă și nu știu, aș avea probleme cu vecinii, mă gândesc, dar trebuie să văd oarecum cât de mult zgomot face. Acum o să vă arăt pietricica asta. Cum spuneam, mi-am luat ceva, eu sunt mulțumit de ea. Din păcate nu prea a fost ce trebuie, adică n-a avut așa un design excepțional. Însă, ce să vezi, e unică, adică alta ca asta nu mai există pe pământ, 100% garantat. Și na, îmi pare bine că mi-am petrecut duminica chiar și așa, făcând ceva ce îmi place. Rămâne să vedeți cum arată. Gata, mă băieți, asta este pietricica făcută. Sunt destul de mulțumit cum a ieșit. Uite, vezi, aici se văd chestiile astea. Luam foarte mult din carne ei dacă încercam să le fac și pe alea. În schimb, ea este super netedă. Nu știu, n-am cum să vă arăt cum se simte la atingere. În schimb, are aceste modele. Pe ea imperfecțiuni. Mie mi se pare că a ieșit bine pentru prima pietrecică, deci chiar am vrut să văd cam dacă mi-ar ieși folosind unelte rudimentare din astea, adică rudimentare, ce are omul în casă fără să fie un specialist. Poți să faci, bineînțeles că și cei din vechime nu aveau electrice și chestii și frecau la ele de le ieșea ochii, cum mi-am făcut și eu, bine, chiar mai mult decât mine. Cert este că o să continui seria asta de clipuri cu, zic, cu făcut de pietrecele din astea. N-am avut, fiindcă n-am ieșit din casă ieri, am avut ceva treabă. Azi a plouat, n-am putut ieși să iau o piatră, să găsesc o piatră frumoasă și să o fac cum aș fi dorit. Am găsit o pietricică pur și simplu în parcare, care, mă rog, arăta cum arăta, ați văzut la început. Și am adus-o la stadiul ăsta, lucios, frumos, evident, este ceva unic, v-am mai spus, pentru că nu are cum să mai fie alta la fel, evident. Mulțumesc mult că v-ați uitat și dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, lăsați și voi un comentariu acolo. Fiți un pic așa mai toleranți, că e primul clip făcut de acest gen. Mulțumesc mult și lăsați un like acolo. Salutare, mulțumesc!